Moroșanu își lansează mâine autobiografia la cel mai mare târg de cărți din România. Moroșanu a avut parte de o surpriză emoționantă la Măruță. Măruță l-a făcut pe Moroșanu să plângă. Omul ăsta trăiește datorită ție, pentru că atunci când aveai 14 ani l-ai salvat de la mine. Mulțumesc mult! Mamă, deci nu vine să cred! Mulțumită lui, sunt ziua de azi. M-ai sensibilizat, nici mai pasă de sarmale, să sincer să spun. Cutia cu amintiri l-a făcut pe Moroșanu să vorbească despre cele mai dure momente din copilărie. Am fost o victimă a bullying-ului și toți colegii de clasă făceau mișto de mine, pentru că veneam de la țară, eram în oraș și toți îmi spuneau, uite, a venit țăranul la cuclit. Moroșanu a devenit scriitor și va lansa prima carte, Filozofia învingătorului. În cartea asta este vorba despre succesele mele, despre eșecul meu, despre adolescență, despre maturitatea mea. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.